îți asumi fiecare cuvânt. Când spui am fost de față la un viol... Da, trebuie să ai probe. Înseamnă că ai fost să ai probe, că n-ai cum să dovedești tu printr-o declarație a ta scrisă chiar pe Facebook. Asta cu probele să mă ierte Dumnezeu, dar la ce denunțuri... E bun, cum va dovedi, cum cheamă Ponta, că așa s-a întâmplat? Cum dovedești? Cum martori? Doar dacă... Cum fac martori sau înregistrări? Mă lași să-ți dau o rețetă. Deci, prima dată, dacă vrei să afli și vrei să anchetezi o chestiune de genul ăsta, prima dată deschizi un dosar pe care îl deschizi în rem, pe fapte, nu pe persoane. După care îi audiezi pe doamna Chioveși, pe Coldea, pe Victor Ponta și pe Dragnea. Ca mijloc suplimentar de probă mai bagi și un detector de minciuni. După care încerci să obții declarații colaterale. Vezi, domnule, cine a mai fost la întâlnirea respectivă? Măcar da? Să confirmi parțial. Domnule, în data cu tare oamenii s-au întâlnit și uite așa faci un dosăraș. Pentru că s-au făcut multe dosare așa. Dacă vrei să-ți dai silință. Dacă vrei să-ți dai silință. Dacă nu vrei să-ți dai silință, nici măcar nu mai întrebați. Da, mie mi se pare foarte ciudată reacția lui Liviu Dragnea, mai ciudată decât declarația lui Ponta, pentru că aproape că îl confirmă. E ușor fricoasă. Și nu confirmă. Nu pricep nervozitatea aceasta. Mi-aduc și eu aminte. Și mai mult decât atât, repet, mi se pare că nu face decât să își dea foc la toată întreaga această temă pe care o folosește politic cu justiție și așa mai departe. Tot spectacolul acesta pe care îl creează în ultimele zile și cu... Nu înțeleg, pur și simplu, pentru că cred că este o greșeală. Cred că declarația aceasta lui Liviu Dragnea s-ar putea să fie o greșeală. Dar gândiți-vă că plecând la declarația lui Ponta, s-ar putea să asistăm, mergând pe scenariul pe care l-ați descris. Nu poți să spui ca informații să următoare la fără să tacă din gură. Adică la dezvoltări spectaculos. De Cristian Andrei, ai... Toată sinceritatea este privată când te-am invitat în emisiune. Da. N-am trăit toți în aceeași țară? Crezi că genul ăsta de relații de putere între ei se reglau altcumva decât așa? Pe principiul următor, băi, tași din gură că și eu știu despre tine. Păi, Victor Ponta ce a făcut acum 3 săptămâni? A venit și a spus ceva ce știa despre Dragnea, ceea ce a ordit Dragnea cu Gâdea și cu oia pe lacul Belina. Ce se presupune că? Ce se presupune că? Adică, nu din perspectiva lui Ponta, nu spun eu, nu eu spun că a fost și folosit tot o modalitate publică de a... Ponta a venit și a spus, băi, eu am fost martor la o coție pe care a făcut-o Dragnea. El acolo a jucat așa cartea prostului. Zis, eram prim-ministru și habar n-avea unde le duce. Prostului. Nu, așa, păi, interviul acela de la Fondiez, așa a fost. Dar în situația asta, cu traficul de influență, sau cum eu, ce încadrare eu, nu poate să zică că nu știa. Deci, ești procuror. Deci se presupune iar că știe. Dragnea, acum câteva minute, Dragnea spune exact ce bine ai remarcat. Băi, tăceți din gură că și eu știu. Băi, cocoșeilor. Mi se pare o reacție nervoasă, nu o înțeleg. Am citit-o și eu acum. E la fel de aplicată ca cea lui Dragnea. Ai văzut serialul Narcos? Alu, pe Ponta. Am văzut un serial. Cam asta e problema. Nu, la tași din gură. În Narcos se arunca un aer, nu mai... Da? Era o declarație. Acum, și Malta s-a aruncat. În fel asta fac și Malta. Dar aia chestie foarte tragică. Acolo a fost omorât un ziarist. Eu ce spun? Dan Tănase. Da. Deci, operațiunea Cocoșelul de Munte. Nu, evident. Cocoșel e aluzie la cei, la bățoșie, la nu, cei care... Nu, știți că Cocoșelul este sinonimul fazanului, e din familia fazanului. Și, nu, evident. Dacă evident este ok de interpretare, Dragnea... cred că Cocoșelul s-a recunoscut deja. A, cu siguranță, cu siguranță. Evident că și Dragnea se joacă la rupere, fără doar și poate, se joacă la rupere. Eu rămân totuși la credința mea că nu, un fost premier al unui stat, nu poate să facă tot felul de declarații pe Facebook și toată lumea să se uite. Declarații extrem de grave. Extrem de grave. Declarația a făcut fostul președinte al acestei țări după ce n-a mai fost. Da, Elena Udrea. Exact. Dacă s-a întâmplat asta nu în Germania sau în Franța, nu știu, în Cehia sau în Polonia, să vină un fost premier să spună, bă, l-am văzut pe... Lasă Cehia și Polonia, ce România cere. Zici că parcă e deșert. Pot să trag și o concluzie. Aici puteți spune orice, că nu ne bagă nimeni în seamă. Dumnezeu, mi se pare că toți oamenii politici de la noi ne-au zugrăvit țara pe care au condus-o. O țară de mafioți, sistem mafiotizat, pentru că Ponta acum când nu mai e premier, ne descrie că a condus 4 ani ca premier o țară de bandiți. În care Dragnea se ruga, uite că citesc exact. Așa, l-am văzut cu ochii mei și cu urechile mele,
când se ruga de Chioveși și Coldea să-l ajute cu dosarul penal. Traian Băsescu n-a mai fost președintele descris după aia o țară de mafioții. Ce greșeală, care... ce greșeală a făcut el că a uns-o pe Chioveși? Da. În care instituțiile statului erau niște bandiți. Acum să vă mai zic ceva. Știm treaba asta. Dar problema nu era Ponta. Problema este la cei care trebuie să verifice și ancheteze. O scutăm cu altă declarație, vreau să vă zic că nu găsesc nicio nuanță care Ponta să zic că am glumit. Evident, fixă. Știți de ce iau eu așa foarte în chiar de râdere declarația lui Victor Ponta? Pentru că în absolut orice domeniu, și nu e vorba doar de aceste declarații, el spune de 3-4 luni de zile ce vrea să audă publicul. Deci dacă las toate declarațiile, inclusiv acum sunt alegeri parțiale la Deva, s-a dus acolo și numai ca să facă de, scuzați-mă, baftă okay. PSD-ul, s-a dus și a spus exact toată narațiunea anti-PSD pe care toată lumea vrea să audă. Așa facem toate adică, chestiile. Atenție, dar dacă mai e idiot, joacă, nu, înseamnă că e un idiot. Eu cred că joacă un rol de ăsta de... Idiot e un cuvânt prea dur, asta vreau să spun. Nu, dar nu... Păi, nu e atent. Recunoști un lucru care, repet... Se duce acolo și ce o să fie, denunț calomnios sau să zică că a făcut declarații bad sau ce... Nu aici, dar problema nu este la Victor Ponta. Există niște instituții ale statului care ar trebui să verifice declarațiile pe care un fost premier al României le face pe Facebook, să verifice dacă sunt, cu atât mai mult cu cât Liviu Dragnea este președintele Camerei Deputanților, sunt niște oameni care au în continuare ocupă niște funcții. Stați, domnilor, că meciul se... A intervenit Ponta. Da, a intervenit Ponta. Ponta la Realitatea TV acum câteva minute a spus care fotografii cu Dragnea la întâlniri cu Chioveși și Coldea, inclusiv în locațiile SRI. Deci vorbeam adineori de probe. Poftim. Da? N-am negat că am fost la întâlniri, zice Ponta, unde au fost și acești oameni. Am fost la întâlniri oficiale sau semi-oficiale, deci, buni, unde erau invitați oameni cu funcții înalte din statul român. Acum fiecare cu mâncărimea lui. Începe dansul. Eu nu nec că am fost la întâlniri cu mulți, cu mulți oameni. Așa pot să apară în post și cu Blaga. Relativ. Pentru că la aceste întâlniri, asta e replica lui Dragnea, da. Atenție. Deci Ponta îi spune, băi, vezi că am poze cu tine și cu Chioveși, cu Coldea la seriile SRI. Și Dragnea spune, eu nu nec că am fost la întâlniri cu mulți, mulți oameni. Așa pot să apară în poză și cu Blaga. Pentru că la acele întâlniri erau mulți, mulți oameni. Pot să apară în poze și cu Udrea. Sau cu alți lideri politici. Domnule, dacă nu sunt poze indecente, nu am nicio problemă. Deci Dragnea nu neagă. Exact. Nu, o dăm bărării, da, spune că poate mă văd cu Blaga. Noi recepțiile. Confundă politicienii. Opriți-vă puțin. Vă atrag atenția asupra unui amănunt, pentru că eu am încercat să aflu niște lucruri. Deci în locațiile SRI, chiar în atunci când a fost ziua lui Coldea, chiar și când a fost ziua lui Maior, era un singur fotograf care făcea fotografii. Nu vă închipuiți că acolo era plin de paparazzi, da? Ce grad avea fotograf? Nu știu, ce grad era de la serie. Capitan. Era ofițer, făcea parte din aparatul de presă al SRI-ului. Deci nu făcea nimeni poze acolo. Dacă nu vorbim de poze făcute cu telefonul sau de înregistrări... Haideți să vă citesc încă o dată, că sunt declarații absolut spumoase. Dar o să rog pe colegi, dați declarațiile. Foarte interesant. Da? Da. Ca să le vadă și telespectatorii, o să și le citesc. La televizor se certau și se întâlneau după aia la șprițuri. Nu se certau. Că nu se mai Coldea n-apărea și cu Chioveși. Nu, ei. Zic, oamenii politici, băia se întâlneau toți în același loc, în aceeași locație. Da. Eu nu nec că am fost la întâlniri cu mulți, mulți oameni, așa pot să apar în poză și cu Blaga, nu, pentru că la acele întâlniri erau mulți, mulți oameni. Dacă pot să apar în poze și cu Udrea sau cu alții de politici. Deci Dragnea, o scaldă ca la Belina. O scaldă ca la Belina. Nu, interesant este altceva de unde are Ponta poze. De unde are Ponta poze? Eu asta e întrebarea pe care mi-am pune eu, pentru că unul din, vă dați seama... De la nașul lui George Maior, zic și eu. Nu. Emit o ipoteză, nu? Nu. Nășucu... A defectat fotograful. Nu. De unde? Nu știu, eu mă gândesc la a treia ipoteză. La care a treia? Te rog, Dan Andoni. Nu știu, mă gândesc, dar nu, neavând deci, date... Deci, fotograful oficial de la aceste paranghelii, întâlniri oficiale, semi-oficiale, era de la SRI, spui. Fotograful. Poate de la Coldea, supărat fiind că a fost împins pe scări, să pună și el o mără să o împingă pe Laura. Să speculezi și deja speculația capătă altă dimensiune. Dragi colegi, titrați faptul că Victor Ponta susține că are poze cu Dragnea, Coldea și Chioveși. Inclusiv din locațiile SRI. Că asta mi-a atras. Inclusiv din locațiile SRI. Acum, eu nu cred că eram aici în studio, hai să-ți fac o poză. Categorii. Da?
erau... Și dacă are poze, atunci e foarte posibil că, mă gândesc, în locațiile SRI-ului erau și microfoane bune. Fără da. Doar și poate. Da. Auzei și musca. Clar. Oricum, da. E, asistăm la o escaladare. Deci nu mai vorbim de o declarație da. Amețită, da? Nu mai vorbim Dragia de... Dragia a escaladat. Nu, nu contează, dar nu contează. Asistăm la o escaladare. Nu contează cine a escaladat conflictul. Deci îmi confirmă de fapt că am zis bine, Ponta e în misiune. Din moment ce ai poze cu tare... Nu, Ponta, dacă vreți, are o misiune clară. Să-l distrugă pe Dragnea. Asta este misiunea lui personală. Misiune, nu, nu, e personală în sensul ăsta. Nu mă gândeam că e... Jocul jurnalistic, dar e o misiune personală. Păi cu asta ne ocupăm. Da, da, da. Zi, Silviu, cu ce te mai ajută? Bun. Citesc halucinant declarațiile astea. Radu Moraru, până la urmă, crezi că se va termina meciul ăsta sau este doar începutul? Că ăsta este momentul în care... ai făcut o paralelă între Victor Ponta și Ghiță, da? Ghiță a început să vorbească și la un moment dat a început să livreze. E aceeași rețetă. Da? Deci, Ghiță... Dacă vă ajungeți să aminte, întâi a început chestii mărunțișuri cu se uita după... lumea așa, sceptic, dar la bufnița, care... mai țineți minte cu bufnița? După care mai țineți minte că a zis că are poze? Deci da. Era penultima fază la Ghiță, da? Când a arătat pozele cu Coldea. Da. Și a avut da. Faza finală, a fost serialul ăla... Nu, nu, dar zic, penultima fază a arătat pozele, da? Ultima fază a fost când a încercat o întâlnire cu Coldea să se regleze și a fugit. A avut loc o întâlnire cu Coldea. Da, și a fugit. Da, păi a fost la o chestie oficială, am înțeles. Da, aia cu serii. Da. Ponta e în fază, acum întrebarea mea este, va fugi și Ponta? Adică pleacă și el în Serbia sau nu? Că asta e, el e la faza în care da, va arăta nu, poze. Nu văd unde ar fi problemele penale lui Ponta ca să fugă. Bun. Cristian Andrei, revenind la substanța... Eu cred că dacă a ajuns la nivelul ăsta să arate poze... Cristian Andrei, revenind la substanța poveștii, există... Lucrurile astea au fost publicate și de evenimentul zilei și o discuție chiar în interiorul PSD. Discuția e de genul următor, că Dragnea a avut grijă de-a lungul timpului să-și temporizeze, să-și negocieze problemele în justiție. Și noi am văzut un lucru. Până acum ceva vreme, Dragnea a dormit liniștit. Și în afacerea Teldrum, și în afacerea cu Berina, care nu se știa de ea, a fost luat în dosarul referendumului, puțin așa urecheat, după care omul și-a văzut de treabă. Da? Poate să fie credibilă povestea în care Dragnea, povestea lui Victor Ponta, în care Dragnea chiar să reușească să obțină negocierea asta cu sistemul? De ce n-ar putea la urma urmei? Există deja probe, există mărturii cu privire la relațiile foarte strânse pe care le aveau și mai mult decât amicale. Și fără doar și poate că la un moment dat, apropo de relații personale, și cu siguranță s-a pus problema la un moment dat. Bă, fraților, am nevoie și eu nevoie dosarul ăla. Dacă s-ar putea să nu, ca să mențin pe... Dar eu... Mai ales că înțeleg că e o cerere care n-a jenat pe nimeni. Exact. Adică Victor Ponta nu ne vorbește de... Nu știu nu de... s-au ridicat, au trântit... Exact, n-au trântit, n-au zis, băi, cum să ne spui așa ceva, nu se poate, nu se... E ridicol și e, apropo de, și de, de sociologie, de încrederea populației, de încrederea în partide, în democ... e ridicol nivelul la care a ajuns PSD. Primul partid al României, cel mai puternic partid al României, e ridicol de nivelul... Toți liderii partidului au dosare. S-a ajuns la nivel, exact cum spunea și domnul Radu Moraru, s-a ajuns la nivelul în care, domnule, toți între noi avem dosare. Ce e așa mare brânză că avem toți între noi dosare? Între și am ajuns... E dar nu între noi. Ei ne vând această realitate ca fiind o realitate da. Pe care nu avem cum să o influențăm și ca fiind normală, ca să spun vreau așa. Vreau o completare aici, pentru că e foarte bună observația. Deci, ei pot folosi instituțiile statului la orice oră și rapid. Exact. Eu, ca cetățean, vă spun că prima oară am fost confruntat cu așa ceva, să ți se fure o proprietate și nu o casă, un apartament, ci... Da. O televiziune care are, atenție, are capital social 8 milioane de euro, adică nu vorbim că s-a furat un covrig. M-am dus la toate instituțiile astea, dom'le, până nu se dă un ok, dom'le, se uită la tine așa, a, ok, bine, deci nici măcar nu sunt oripilați, băi, s-a furat o televiziune care e liberă, care... Avea niște ziariști acolo care azi s-a mai curat un business. Mă întreabă cineva, realizatorii de emisiuni de la Nașul TV, unde sunt? Interziși toți, se dau relor de două săptămâni, este însă lumina acolo, oameni buni. Și nu s-a oripilat nimeni în România. Dacă eram, de exemplu, Dragnea acum și mi se fura televiziunea,
Păi toate instituțiile statului, era breaking news acolo, ei făceau breaking news-urile, nu televiziunile. Da. Deci te duci, depui peste tot, le spun, băi, urgență, fraților, că, repet, dacă ăștia mai stau mult, peste o lună poate nu mai găsesc nimic. Și de două săptămâni le arăți documente false, le pui, dom'le, nu se autosesizează nimeni. Chiar și după ce le depui documentele, da, da, să vedem, să studiem. Vedeți cum e? Ei, mafioții, au voie să folosească instituțiile statului pentru ei, oricând. Că de fapt asta face Ponta acum. Vrea să folosească poate o instituție a statului, să o asmută pe Căveșii și pe Dragnea. Și mă normal... Și pe Coldea, nu, nu l-a uitat. Bun, dar Coldea ce că e pensionar. Jucători astăzi pe teren mai sunt cine? Bă, Dragnea chiar, și acum știți, Căveșii. Pensionar la 45 de ani? Da, da, sunt, pot fi activi. Deci, nu te folosesc, folosesc parlamentul, folosesc toate deja Andrei Bădin de la Flux 24, nu, Andrei Bădin publică locațiile unde au avut loc celebre partide de tenis, da, locațiile prin Google Earth. Andrei Bădin le-am publicat eu acum 8 luni. Bun. Mai toate, facem toate luate din evenimentul zilei, o să vedem acolo locațiile, pentru că Victor Ponta spune că au fost cel puțin 20 asemenea întâlniri între Dragnea, Chioveș și Coldea la aceste locații secrete ale Serviciului Român de Informații. Doar o dată a fost rugată Chioveșii? La toate aceste întâlniri, peste 20, spune Victor Ponta, s-au făcut fotografii. Și există imagini de la aceste întâlniri, da? Pauză și revenim imediat, în scurt timp. Victor Ponta și Liviu Dragnea, da, într-un scandal monstru, scandalul declarațiilor, Victor Ponta spune că Liviu Dragnea, Chioveși și Coldea s-au întâlnit și au discutat despre un dosar penal al lui Dragnea, da? Dragnea ar fi făcut, ce ar fi făcut? Trafic de influență, intervenție, da? La Chioveși și la Coldea, da? Trafic de influență, turat, da? Îi face și ca Dragnea. Favorizarea infractorului e la Chioveși. Victor Ponta o să fie în câteva minute aici pe B1 TV de la ora 10, de la Nadia Ciulin în emisiune. Zice așa, că vine cu o nuanță Victor Ponta, am văzut că domnul Dragnea are pierde de memorie. Am auzit astăzi că a zis că nu s-a întâlnit cu Căluța Chioveși. Eu mă gândeam să fac o listă cu 20 de întâlniri la care sunt și poze. Sunt întâlniri și poze care au avut loc în diverse sedii ale SRI la niște evenimente. Au fost multe întâlniri, am văzut că domnul Dragnea le-a uitat. Sunt și fotografii care se pot lua de la SRI. Au fost multe întâlniri și la K2 și la T14 în diverse locații ale SRI-ului. Domnul Dragnea, pe bună dreptate, din punctul meu de vedere, le spunea celor doi că e nevinovat în dosarul referendumului. Mă rog, nevinovat, după cum ați văzut, l-au ajutat. Păi am uiat-o rău, Ponta. Da? Adică nu îi mai ruga, ci doar le spunea că e nevinovat. Acum vedem dacă a fost o chestie serioasă sau a fost vulgut. Păi deja Ponta a dat o cotită, adică nu are el poze, ci sunt la SRI. A confirmat și Dan Andonic că era un fotograf al SRI-ului, nu? Era un singur fotograf, al SRI-ului. Da. Am cerut atunci, pentru că atunci am cerut să știu cine a plătit acele petreceri, cine a făcut fotografii și dacă există o evidență a participanților. Să revenim la povestea cu pozele. Dacă ar apărea public, Cristian Andrei, dacă ar apărea public, poze cu doamna Chioveși și Coldea și Dragnea, la evenimente private, da? Pentru că oamenii ăștia se întâlneau la botezuri, la nun, la onomastici, la chestiuni private. Nu sunt chestiuni instituționale, atenție. Nu discutăm de o întâlnire între parchetul general, SRI, DNA, oficial, în văzul lumii, cum este și normal. Întâlnirile astea erau informale, erau între oameni care se cunoșteam, că nu-ți chem la onomastică. Eu sunt mai în lucrurile astea, așa să spun așa. În primul rând, pozele astea deocamdată nu există. Vorbind de o teorie, vorbim. Bun. În cazul în care ar apărea, cred că și atunci e nevoie de niște explicații, pentru că nu poți să iei, exact cum zice de fapt și domnul Dragnea, orice poză și să-i spui că e infracțiune sau ceva de genul acesta. Nu. Deci iau lucrurile pe măsură poza ce apare. Poza nu poate fi o infracțiune, în niciun caz. Adică nu dovedește nimic. Deocamdată s-au făcut foarte multe scenarii. Poate să dovedească ceva, dar nu neapărat o infracțiune. Da, sunt foarte multe scenarii, foarte multe interpretări, foarte multe speculații. Cam din ce an se pare că ar fi evenimentele astea? 2011, 2012. 2012. Când s-a făcut USL-ul?
cu 2012, Crin Antonescu în 2011, USL-ul 2012. Crin Antonescu nu apare nicăieri. Nu era în acest anturaj. Da, nu apare deloc. Nici în momentul în care s-a făcut recunoscutul deal între Băsescu și Ponta în 2013 pentru șefiile parchetelor, a fost momentul de ruptură practică al USL. În momentul în care Crin Antonescu a fost eliminat, nu, dar el oricum nu intra în această... Nu, zic politic ce mie nu mi-a apărut niciodată în toate relatările Crin Antonescu ca făcând parte din acest anturaj. Nu, vreau nu mă referam la asta, mă referam la partea politică de care întreba Radu Mărar. Ziceam el până nu atunci. A fost acolo. Da. Până atunci. Da, eu zic că Ponta deja a muiat-o. Știi ce? În trocurile astea, când ameninți publicul o grozăvie, ai câteva minute, ci că așa procedează ăștia, în câteva minute se înțelege cu cineva. Deci, când apar chestii de astea, tot timpul e vorba de o negociere. Care are loc atunci. Cum se face negocierea asta? Telepatic? Nu știu, poate într-un fel sau altul, poate că el nu el scrie, poate dă un telefon, bagă anunțul pe Facebook. Și el stă cu capul pe geam să vadă dacă este fum de la pădure. Nu știi, da? Dacă asta o știu de la cineva care a negociat și i-a arătat celuilalt. De ce nu recunoaște Dragnea? Pentru că Dragnea începe să o dea și el cotită ca la Belina. În sensul că spune, domnule, și chiar dacă ar fi poze, nu o spune explicit, că nu s-a întâlnit cu Chioveși și Coldea. Spune, domnule, poze la întâlniri informale. Da, dar iar intrăm în celebra dilemă. S-a întâlnit Chioveși cu vreun om politic? Iar ajunge să ne întrebăm încă 3 săptămâni de acum încolo. Domne, erau oameni politici acolo? Dacă doamna Chioveși n-a confirmat niciodată că s-a aici întâlnit cu om politic. Aici ar fi aceste probe, pentru că ar fi o probă a acestei întâlniri. Aici ar fi noutatea. O poză de genul acesta. Nu, acum, sincer, o mărturie la nivelul fostului prim-ministru al României mi se pare suficient. Corect, așa este. Deci nu mai suntem sunt în faza în care ne dăm cu părerea niște ziariști. Sunt de acord. Și dar să ne amintim că o poză totuși i-a dăunat foarte mult lui Coldea. O poză. O singură poză. Singură poză. Cred că a fost Cireașa de pe tort. Sau? Nu, dacă vreți să știți ce i-a dăunat, i-a dăunat Seychelles-ul. Deci dacă... Seychelles-ul în ce sens? A știți mai multe? Sau... În sensul în care a fost o acțiune la care întâmplător am, într-o concurs de împrejur. Da, o așezare a sorții, am participat. Faptul că s-a dus în excursie cu Sebastian Ghiță în Seychelles, faptul că existau acele dubii legate de cine a plătit excursia și cum, și faptul că a mai existat, lucrurile erau ușor de verificat, pentru că era un avion Tarom, deci nu era greu să intri, era greu pentru SRI să ceară la Tarom lista de pasageri din ziua de, dacă la toți cei 4 cetățeni au avut bilete la business, dacă se întorceau din Seychelles, pentru că Istanbul... În ce an era Seychelles, mai simt? 2010. 2010. Da. Doamna Chioveși, de unde începe toată povestea asta? Doamna Chioveși, nu, să ne aducem aminte, a atacat-o dur pe Alina Bica după ce au apărut fotografiile cu Elena Udrea și a făcut un statement, da? Un statement care are legătură și sunt lucruri care au legătură și cu statutul procurorului. Că multă lume s-a întrebat, de ce doamna Chioveși nu a recunoscut sufrageria lui Oprea, că s-a văzut acolo, de ce nu recunoaște întâlnirile acestea informale cu politicieni la evenimente private? Pentru că statutul procurorului îți interzice să ai asemenea relații private, informale cu politicieni sau cu oameni din servicii sau cu oameni din alte zone ale statului, da? Aici este chestiunea. Doamna Chioveși ne-a spus, nu are ce căuta un magistrat la evenimente private cu politicieni și așa mai departe. Bun, când o să avem fotografiile astea, Dan Androni, în pasul 2 ce ar trebui să se întâmple? Nu, acum, dacă... Victor... O anchetă privind acum, lucrurile astea. Mie, noi discutăm ceea ce scriu alții despre ceea ce a spus Ponta. O să vreau și o să-l aud cu urechile mele exact o ce a spus. O să stăm aici... Am înțeles. Poate are o poză în portofel. Nu. Deci dacă a spus că e vorba de 20 de evenimente la care s-au făcut poze, este una. Dacă spune eu am poze, este cu totul altceva. Și intrăm într-un alt joc mediatic. Că... Faptul că acolo se făceau poze, asta știu și eu. Numai că știu că se făceau doar de către un singur fotograf, care era al SRI-ului. Eu vă dau o chestie istorică. În 2010, așadar, zici tu, ei merg în concediu împreună, Coldea cu Ghiță și cu Maior, probabil. Nu, doar ei doi au fost cu familia. Da? Okay. Aflăm peste timp de la Elena Udrea că după acel episod, atât de mult i-a plăcut concediu în Seychelles, încât i-a zis lui Cocoș să meargă cu 500.000 să se înființeze RTV-ul care s-a înființat în ce an era? 2011. Da, 2011.
Da, nu era că aici vorbim de începutul 2010, dar nu contează. Ca idee, da. Da. A fost mai cum s-a înființat RTV-ul. Păi n-a spus Elena Udrea că în denunțul, eu am publicat denunțul din pușcăria lui Elena Udrea pe site-ul Nașul TV. RTV-ul s-a înființat pe o poveste similară cu ce ai pățit tu cu Nașul TV. În sensul că iau, ca să folosesc un limbaj drag lui Soin Ovidiu Vântu, i-au ciordit televiziunea. Da? Dar numai că eu nu sunt Vântu și nu o să reușească. Doi, atunci când au ciordit televiziunea, exact în acea perioadă, Elena Udrea a aflat de la Dorin Cocoș, care a primit un telefon special din pădure, să ia $500.000 și să-i ducă la RTV, fiindcă o televiziune trebuie alimentată cu cărbuni. Și acum s-au legat, de-aia am întrebat în ce an au fost ei în concediu. Deci, probabil că acolo în Seychelles au stabilit cum să facă Acolo în Seychelles, din ce a povestit Ghiță, au stabilit cineva, a încercat să-l convingă, de fapt, pe Coldea, să-l accepte pe Ponta președintele. Eu glumesc, dar spun că e de... Deci, dom'le, după acel episod, iată un concediu benefic pentru Ghiță, că să mergi în concediu cu șeful seriului și pe aia ăsta să sune diverse tovare, să alerge cu sacoșele cu bani, să îi hrănească televiziunea, mie mi se pare o chestie bună, un concediu reușit pentru Ghiță. Oricum, da, din perspectiva ceea ce am aflat în ultimele zile, lucrurile sunt interesante pentru că, într-adevăr, capătă contur mult mai clar decât era până acum. Pentru că și eu până acum am avut niște surse care tot ceea ce mi-au spus a fost sub protecția anonimatului. Să avem pe cineva în carne și oase care spune, da, domne, am fost, ca asta am înțeles, a spus, am fost la T14 și la K2. La K2. Da. Și în alte locații. Știi care e întrebarea mea? Până la urmă, cine conduce România? Nu cumva e un stat mafiot? Că toți care, după ce îl conduc... Un stat paralel. Arată... Asta e o întrebare, nu? E o întrebare, pentru ce ne ai? Este România cumva un stat mafiot? Cu nuanța asta pentru CNA, ca să nu zică că am făcut afirmații de astea greșite. Așa descriu toți. Doamne ferește. Nu, e o întrebare. Și o întrebare. Da, e o întrebare, dar evident. Nu, e o întrebare filozofică. Da, o întrebare filozofică. Domnilor de la CNA, este o întrebare. Da. Nu este o afirmație. Deci, eu asta îmi pun întrebarea, domnule, cine conduce? Pentru că dacă aflăm că aceste șmecherii se făceau la cel mai înalt nivel când oamenii erau în poziții, mie mi-arată că cei mai grei oameni făceau chestii știi de stat câștigă, mafiot. Știi cine câștigă din tot acest conflict? Tudose. Tudose? Tudose. Deci, ai mărturii? De ce? Nu, n-am mărturii. Din tot acest conflict, din tot acest conflict, câștigătorul va fi Tudose. La nivel politic vorbesc, nu vorbesc la nivel de imagine. Că la nivel de imagine... Singurul care putem să judecăm în momentul de față. Păi bun, Ponta îl ajută pe Tudose atunci? Îl lovește destul de tare pe Dragnea, ajutându-l pe Tudose, da. Clar, uitați-vă că pot Tudose îl tot laudă în fiecare postare. Eu vreau să fac un comentariu legat de chestia asta cu statul paralel sau statul Deep State sau cum vreți să-l numiți. Pentru că el a fost preluat de politicieni dincolo de diversele materiale de presă. Aici se ajunge la un dat la o confuzie care este extrem de periculoasă. Aceea de a confunda și din păcate coaliția de guvernare face asta foarte mult, de a confunda ansamblul instituțiilor de drept din România sau care se ocupă de justiție și a le confunda cu un stat paralel sau cu o conspirație. Nu poți să faci asta în România în 2017. Să pui semnul de egal între ansamblul instituțiilor, check and balances, Constituție și așa mai departe. Este un joc extrem de periculos. Dincolo de interesul unor oameni de a pune întrebări sau al lui Radu Moraru de a întreba filozofic dacă este sau nu un stat mafios și așa mai departe. Nu, eu lucrez cu nu. Este un pericol, e un pericol extrem de mare pentru România de a pune acest semn de egalitate între niște teorii. Așa, care, okay, nu sunt teorii, sunt informații. Asta este informație sofistică, să spun și de ce. Pentru că o instituție condusă la vârful ei de oameni corupți sau mafiotizați sau care au aplicat metode de deep state, cred că instituția aia... Asta nu spune despre toate instituțiile și despre toate... Nu integralitatea ei. Tocmai conflictele pe care le vedem, le vedem pentru că sunt unii care lucrează să nu se întâmple. Conducerea acelor instituții au dat și direcția în care acea instituție a mers. Nu, are dreptate, stai puțin. Nu, are dreptate, dar problema este nu... Nici ceea ce spui tu, ci faptul că lipsa de transparență, lipsa unor anchete reale, lipsa unui răspuns instituțional la niște informații de presă, duce la exacerbarea acestui sentiment. Pentru că dacă ar veni cineva să spună, în mod transparent, da, domnule, am fost în primele 48 ore, când am dat informația că s-a întâmplat în 2008, putea să spună, da, domnule, am fost acolo și ne-am întâlnit, putea să-și dea și demisia de onoare, da?
Da, domnule, a fost o greșeală, nu m-am gândit acum după 7 ani. Nu este normal ca la o lipsă de reacție să se perpetueze. Nu, dar nu mă refer acum la lipsa de reacție normală. Nu, nască normală. Am spus că perpetuarea unor conspirații, conspirații la la scenarii la televizor, nu se confirmă. Nu, vreau și să dau, ceva în completare, da. Deci, vă dau un exemplu. De ce spun că statul ăsta anchilozat poate să fie și o anchilozare de formă? Pentru că, încă o dată spun, instituțiile statului se mișcă doar uneori. Când nu se mișcă tot timpul... Asta o spun și instituțiile europene. Când nu se mișcă tot timpul ceva, și mai ales când ele nu se mișcă la comanda cetățeanului, că asta e problema în România, și vă dau un exemplu. Sigur că o să ziceți că am o obsesie. Dom'le, dacă în spatele unora care pot să spargă o televiziune, s-ar afla ISIS. De două săptămâni, ar fi trebuit să intervine sau măcar să verifice o groază de instituții. Dar de ce? Pentru că poți să pui în cap o economie dacă mâine, de exemplu, intră aici o trupă de comando, ne dă afară pe toți și o să scrie pe crol acolo, fugiți, scoateți-vă toți banii din băncile României pentru că băncile sunt în faliment, profitând de credibilitatea creată de Silviu, de mine, de alți colegi de-a lungul timpului, cu asemenea informație, panichezi România și o poți băga în faliment. Atenție, CNA-ul nu s-a întrunit și n-a discutat subiectul preluării emisiei. Oameni buni, înțelegeți că e aproape un act terorist când unii sparg televiziunea, sparg lacătele, preiau emisia, preiau serverul. Intră acum unii peste noi. Nu am înțeles, e dramatic. Nu, vreau să-i dau o replică. Da. O replică la ceea ce spunea dumne, în momentul în care vezi că aici trebuie să intervină vreo 20-30 de instituții din oficiu. Dar sunt multe, stați puțin că și în spitale sunt lucruri care se întâmplă și noi intervin instituții. Dată, asta nu înseamnă că există în spitale se fură banii, dumne, se fură banii, ce să mai zic. Mă rog. În momentul în care se înființează televiziunea, Elena Udrea spune, SRI și-a înființat televiziunea RTV, a fost înființată de către SRI. Te îngrozești. Și atunci cetățeanul, de ce spun că e percepția cetățeanului? Du-te în justiție. Doamne ferește să-ți fure unul dată casa, că vei spune că e stat mafios. O concluzie, da? L-așteptăm pe Victor Ponta din minut în minut aici pe B1 TV să explice, da? Spune cineva, în realitatea, scandalul Victor public. Ponta l-a apărat pe Tudus. Asta să fie concluzia emisiunii? Concluzia ar fi că nu e vina lui Ponta. E vina celor care trebuie să investigheze, să cerceteze ceea ce afirmă Victor Ponta, pentru că sunt declarații categoric foarte grave. Eu aș începe direct cu Victor Ponta, pentru că l-aș chema să cumpără. Ai glumit sau ai fost serios? Știi ceea ce ai susținut pe Facebook. Exact. Iar eu mi-aș dori... De foaia, Silviu, de foaia să scrie. Așa cum v-ați dori toți, probabil, să vedem și noi măcar o fotografie. Una singură frumoasă, poate chiar fotografia celebră cu gipsul, da? Sau cu fașa doamnei Chiodici. Să poate să existe poza cu porcul sacrificat, da? În sediul seriei. Mulțumesc pentru prezență, l-așteptăm pe Victor Ponta, rămâneți pe B1 TV, așadar, numai bine, o seară bună!